A scăzut foarte mult numărul cazurilor de gripă și COVID, dar este crescut cel al pacienților cu pneumonii. Peste 40 de persoane sunt internate la Spitalul Județean de Urgență Slatina, atât copii cât și adulți, cu această afecțiune. Oamenii s-au prezentat la medii cu simptome, iar în urma investigațiilor au primit diagnosticul de pneumonie. În acest moment avem circa 3 cazuri de gripă internate în secția de boli infecțioase și 2 în secția de boli de pediatrie, plus 2 cazuri de COVID. Dar în schimb avem foarte multe pneumopatii acute, pneumonie adică, infecția are țesutului pulmonar, care se tratează cu antibiotic, dar asta nu înseamnă că dacă se tratează nu pot să fie cu un risc crescut sau chiar fatal pentru pacienții, mai ales tarați, cei în vârstă, cu carențe și cu alte probleme. Principalele simptome ale pneumoniei sunt tusea, febraș și chiar durerile în piept și cele abdominale, spun medicii. Aceste pneumonii sunt și la copii și la adulți? Sunt și la copii și la adulți, sunt prezente peste tot, sunt ubicuitare, pot să apară la orice vârstă și pot să fie grefate de riscuri majore, chiar de deces, așa cum am menționat. Tuse, febră, stare generală alterată, junghi intercostal, uneori nimic de genul ăsta, pur și simplu oamenii vin și cu dureri în piept care mimează, deci dureri precordiale care pot mima ceva, un atac cardiac sau ceva de genul ăsta. Uneori au venit chiar și cu dureri abdominale pentru că pleura iradiază și în abdomen, are sistemul nervos, poate ajunge și în abdomen. Ne putem feri de pneumonie evitând persoanele cu simptome și aglomerațiile, pentru că virusul se transmite foarte ușor. Să evităm totuși în continuare de a sta în grupuri mari unde există riscul de a fi transmise, pentru că și ele se transmit pe cale aeriană ca și orice altă boală care afectează țesutul pulmonar. Iar sfatul cel mai important este acela ca la primele simptome de boală să ne prezentăm la medic. Recomandarea purtării măștii de protecție în locuri aglomerate și în apropierea persoanelor bolnave rămâne în continuare, spun medicii slătineni.